Primul stareț al mănăstirii Dervent, arhimandritul Elefterie Mihail, a fost pomenit astăzi la 33 de ani de la trecerea la Domnul. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, la cunoscutul așezământ monahal dobrogean. În Biserica Mare a Așezământului Monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, care la final a oficiat parastasul pentru arhimandritul Elefterie Mihail la mormântul acestuia. La viitorul osuar al mănăstirii, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire și pentru cei 80 de mărturisitori ai credinței care au trecut la Domnul în lagărul de la Periprava. Osemintele acestora au fost duse în data de 10 mai de la IML București, dezgroparea și cercetarea lor făcându-se între anii 2015 și 2023 de o echipă de arheologi. Mulți au poposit la locul unde a slujit părintele Elefterie după ce a fost izgonit de aici și a găsit loc în Moldova, întâi la Agapea Veche, acolo unde l-am cunoscut și eu, împreună cu colegii de clasă, în 1972, și apoi la Mănăstirea Secu. A dus o viață de rugăciune, o viață aspră. A vindecat și cu rugăciunea, dar și cu meșteșugul doctoricesc, mii de oameni. Cu adevărat, un om care trăia tot timpul întrezvie în rugăciune și mereu nu refuza pe nimeni. Și atâția oameni s-au vindecat și sufletește și trupește. Nădăjduim că și această pomenire la 33 de ani este de bun augur și o facem chiar în ziua plecării sale, care coincide cu plecarea unui mare sfânt din neamul nostru, Sfântul Ioan Valahul, prigonit și martir făcut de agareni. Părintele Elefterie Mihail a fost scos din viața monahală de regimul comunist în luna februarie a anului 1959. În toamna anului 1969 este reprimit și numit slujitor și duhovnic la mănăstirea Agapia Veche. În 1985 este mutat la mănăstirea Secu. În 2 februarie 1990 redeschide mănăstirea Dervent, trecând la Domnul în data de 12 mai a aceluiași an.